Bine v-am regăsit! Vineri va fi vreme mohorâtă, cu averse pe toată durata zilei. În Reghin și Târgu Mureș, temperatura maximă nu va depăși valoarea de 14 grade Celsius. Potrivit meteorologilor, în județul Mureș va fi cer predominant noros și vreme ceva mai rece. Pentru Sighișoara și Sovata sunt anunțate 14 grade, în timp ce pentru Iernut și Luduri sunt estimate 15. În Stânceni și Batoș, temperatura maximă va fi de 10 grade Celsius. În afara județului nostru va fi vreme închisă pe tot parcursul zilei. În Cluj-Napoca, mercurul din termometre va atinge valoarea de 14 grade, în timp ce la Sibiu sunt estimate 13. Atât în Bistrița cât și în Alba Iulia va fi vreme mohorâtă și 15 grade Celsius. La Brașov va fi ceva mai rece și în aceste condiții se vor înregistra 10 grade. În capitală vor fi averse și 13 grade. Vineri noaptea cerul va fi noros însoțit de averse. În Reghin și Târgu Mureș sunt estimate 4 grade Celsius. Pe parcursul zilei de sâmbătă, același regim termic. Pentru Reghin și Târgu Mureș sunt prognozate 15 grade Celsius. Doamnelor, domnilor, jurnalul de vreme se încheie aici. Sunt Ionuț Cioloca, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!